orice pacient care vede că are un exces ponderal ar trebui să-și calculeze indicele de masă corporală. În general, pacienți mai în vârstă, să zicem trecuți de, n-aș vrea să dau o vârstă, pacienți care au boli asociate, hipertensiune arterială, diabet sau un așa spus prediabet, o intoleranță la glucoză, suferințe articulare datorate greutății excesive. Riscul de deces la pacienți cu obezitate morbidă este de 10 ori mai mare dacă nu-și fac această intervenție chirurgicală sau dacă nu slăbesc. Sunt foarte emoționată, dar în același timp sunt entuziasmată și cred că am făcut o alegere bună. Sper să fiu mai ușoară, să fiu mai sănătoasă și să mai plină de energie, să fiu mai plină de energie. Prima dată s-a operat tatăl meu, având mai multe boli asociate obezității și n-am vrut să ajung până acolo, am zis să fac asta din timp ca să nu ajung în punctul acela. Odată cu încrederea în sine vin și lucrurile pe care nu le-ai experimentat. Îmi place OCH și îmi plac și medicii, mă simt ca acasă. Ajutorul Ovidius Clinical Hospital începe de la investigații sau de la primul consult, consultul de chirurgie bariatrică. Planul de investigații, tot planul de investigații se poate face aici în Ovidius Clinical Hospital. O mare parte dintre investigații se pot face în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ca timp, dacă intervenția chirurgicală este strict o gastrectomie longitudinală, în jur de o oră este intervenția chirurgicală plus minus 20 de minute. Materialele care se folosesc aici la Ovidius Clinical Hospital sunt de cea mai bună calitate. Folosim doar produse premium aici la Ovidius Clinical Hospital și ăsta este și motivul pentru care rezultatele sunt cele pe care le avem. Pacientul se externează la 48 de ore de la intervenția chirurgicală și își preia activitatea. Poate să-și ia activitatea, acum depinde mult de ce activitate avea înainte, dar la 7-10 zile, dacă are o muncă de birou, ar putea să-și facă munca de birou, poate nu full-time, dar poate să se prezinte. La 3 săptămâni își ia activitatea fizică mai intens. Se schimbă cu totul viața lor. Deci practic cu totul se schimbă viața acestor pacienți. Pacienții după intervenția chirurgicală sunt sfătuiți și este recomandat să urmeze o dietă formată numai din lichide și anume din apă, ceai, supă strecurată și o zeamă de compot. Este un prag psihologic pe care aceștia trebuie să-l depășească pentru că este destul de greu după ce un anumit număr de ani, o viață, te-ai obișnuit să te alimentezi cu hrană solidă, să treci la un regim atât de strict. Dar după cele 3 săptămâni de hrană lichidă, urmează o perioadă de alimente pasate, iar după aceea, după 4-6 săptămâni, pacienții ajung să consume alimente în cantități mult mai mici față de ce consumau inițial, dar se mănâncă din toate felurile de mâncare, câte puțin. Marea majoritate a pacienților își schimbă total obiceiurile alimentare. Mare parte dintre dumnealor spun că nu mai preferă să mănânce carne, un aliment care este foarte iubit de poporul român. Se axează mai mult pe un regim cu fructe și legume foarte multe. Și de asemenea, pacienți care înainte nu ajungeau la sala de sport ajung să fie dependenți și să meargă în fiecare zi chiar de 2 ori pe zi la sport.